De fapt, am așezat ca să ne spui o poveste, să ne spui povestea Bulgariei. Da, ne-am așezat ca să aflați, de fapt, istoria creierii Bulgariei și teritoriul bulgar pe aceste meleaguri. Acum foarte multe secoli trăiau traci. Înainte de traci, mult înainte de traci, în perioada din perioada de piatră, perioada eolită, trăiau oameni, culturi care au rămas, care au lăsat pentru noi, pentru urmași, o bogăție nemaipomenită. Primul tezaur descoperit în Bulgarie este în zona Vâlcidrân. Aceasta este în zona orașului, în satul Vâlcidrân. Zona este zona din Pleven. Și după aceste 13 obiecte descoperite, mm-hmm, de aur, cu niște creaturi de artă, de foarte mare calitate și aurului, 89% și încă alte metale, știți că aurul curat, nu stă, că e foarte moale. După descoperirile acestea, după descoperirile tezaurului care este găsit în zona lacului Varnei, tezaurul... Pentru că voi la Varna aveți cel mai mare tezaur, nu? Da, din lume, 6 kg de tezaur de obiecte, numai că acestea 6 kg nu sunt ca 13 obiecte din Vâlcidrân, okay, care sunt vase mari și gen de, cum ar fi capac de cratiță, mm-hmm, capace de, dar mari așa, sau de, știți cu ce seamănă tezaură din Vâlcidrân? Seamănă cu ăsta cimpoi, la toba, când la baraban, la toba. Tarapana? Nu, la barabana asta în spate, când cinel, din, okay, când bate, okay, așa, da. Deci un fel de capac de acela. Capac, să capac zicem de așa. Oală. Da, capac de oală, dar okay, de oală foarte prețioasă, sunt 13 mari obiective. Acestea din Varna sunt peste 256 de obiecte de aur. Deci, aceste... Din vremea tracilor, nu? Înaintea tracilor. Înaintea lor, ok. Înaintea tracilor. După ei, de fapt, după cercetările care au făcut arheologi și specialiștii, de fapt, au descoperit că au fost culturi, au fost oameni, au fost tribute care trăiau pe aceste meleaguri mult înainte tracilor. Ok. După ei, ca persoane, vin tracii despre care se spune că ei au fost un popor frumos, tare ca forță, ca fizic tare, mm-hmm, destul de deștept, comerciant, un popor cu diferite tributuri care la un moment dat încep să formează aceste tributuri state. Înțelegeți? Okay. Chiar și în Herodot, nu în Herodot, mă iertați, în Omir este descris prezența tracilor și unul din cei mai cunoscuți traci din lumea asta este Spartac. Mm-hmm. Ok. Daci, Geti sunt la fel traci. Ok. Diferitele tribute au diferite nume, mizii și așa. Adică practic niște comunități, să zicem așa, nu? Fac state. Okay. Au un nivel de state, nu, okay, comunități. Deci din tribute ajung la state. Okay. După traci, teritoriul este ocupat. Vorbim, bineînțeles, de teritoriul Bulgariei, Bulgar, da, actualmente. Teritoriul actual. Au venit romei. Romani. Okay. Da, romani. Da, romani. Da, romani. Au venit romanii și a început alta de și mai mare dezvoltare și mai avansată. Mm-hmm. Drumuri, canale, apa, cultura. Da.
După romanii vin bizanții, cu cultura lor. Deci, Bizantia, da, teritoriul Bulgariei devine și parte din Bizant. Într-un anumit secol al VII-lea, din partea, acum este Rusia, da. Din partea Rusiei, din zona râului, din zona Volga, râului Volga, au început să coboare aceste tributuri al proto-bulgari, străbulgari. Okay. Străbulgari. Cred că proto e mai corect, dar deci străbulgari. Au coborât câteva tribute. Sunt multe legende legate de aceste tribute. S-au amplasat în câteva locuri. Frați erau. Unul din locurile din care începe formarea Bulgariei se numește, este considerată, considerată, e, se știe că se numea Ongăl. Locul, de fapt, unde s-au așezat acest mai mare tribut de străbulgari, Ongăl, are trei variante. Asta cercetătorii spun așa, sunt trei variante. Două din variantele sunt că Ongălul se află în zona Niculițel. Niculițel e România, da. Lângă Isaccea. Dacă mergeți în Isaccea, mergeți și la ruinele cetății. Deci, în această zonă, cu două diferite locuri arătate. Și cealaltă, a treia variantă, este că sunt în zona Deltei Dunării, da. În apropiere de cetatea Istria. Știți unde da? E? Da, avem un material aveți, de acolo. Da, știu, mi-ați spus și de-aia zic, știți. În zona, da, zona de nord al Dobrogei. Da. Nu degeaba a fost, se consideră că a fost aleasă această zonă, ci din cauza că în trei părți ai apă. Și într-o parte ai mlaștină, acolo unde da, mlaștină se spune, da, nu? Mlaștină, da. Și e foarte greu să ataci un tribut. Dar e foarte bună și partea de agricultură în acea zonă. Da, se dezvolta foarte bine pe partea de cereale. Pentru străbulgarii, de fapt, nu au fost definitiv. Ei au început să ocupe pământul, ceea ce să cucerească. Da. Și câteodată mai râdem și noi, așa, și zicem, și avarii, când au văzut bulgarii, și-au luat-o la fugă. Adevărul este, într-adevăr, așa este, că avarii erau în partea de nord al Dobrogei și în spatele lor erau bulgari. Da. Străbulgari și au început să-i împasă, să-i împingă, până când au cucerit partea de nord. Primul can, primul nu președinte, cum să mă exprim, conducator. Primul can de conducător, numele lui era Asparuh. În timpul lui Asparuh sunt... Vorbim tot de perioada getică? Vorbim tot de perioada după... Vorbim de perioada după Bizanții. După okay. Bizanții. Vorbim de perioada bulgarilor. Ok. Încă nu s-a creat primul stat al Bulgariilor. Mai este timp. Prima țară a Bulgariei, primul stat, de fapt, noi am avut trei state. Și încă sunt la tributele acestea. Deci conducătorul este Asparuh. După Can Asparuh vine Can Tervel. În timpul lui, în perioada lui Can Tervel, în 718, ceva în genul acesta de ani, începe înainte Hrista, se lărgește și mai mult teritoriu. După el vine Can Krum. Și după Can Krum este formarea primului stat bulgaresc. Primul stat bulgaresc, ea își formează capitala în orașul Pliska. Okay. După primul stat bulgar, urmează al doilea stat bulgar. Acest stat bulgar e foarte interesant pentru români. Foarte des îl găsesc în materiale descris că statul asaniștilor,
Știți? În perioada al doilea stat bulgar, este și această căsătorie între țarul Ivan Alexander și Teodora Besarab. Atunci se nasc cei trei copii. Deci, țara continuă să se dezvolte. Multe sunt numele de țari. Cred că, într-adevăr, aceștia care se ocupă de istorie, ei se interesează de istorie și se ocupă ei, ei rețin, vorbesc de străini, de bulgari, noi îi cunoaștem, nu avem cum să nu, că îi învățăm în școală. Dar una din emblemele, cel mai mare emblemă, cel mai prezentant țar al Bulgariei, este țarul Simeon Primul. Ok. Țarul Simeon Primul se consideră atunci secolul de aur. Învățământ, literă, biserici, venituri, ieșirea Bulgariei pe treimări, adică ca teritoriu, aceasta este perioada de aur al Bulgariei. După această perioadă de aur, din păcate, începe ca în toate familiile câteodată o ceartă între voievozii Bulgariei, începe să cadă, să se... să nu fie de aceeași părere toți și Bulgaria se împarte în două țăraturi. Unul este țăratul din Vidin, celălalt este din Veliko Târnovo. Deci se despart. Da. Și această despărțire slăbește țara și din cauza ei, din cauza slăbirei, ajunge la cucerirea mai ușoară al teritoriului bulgar de către Imperiul Otoman. În 1396 se întâmplă această situație în istoria noastră și încep 500 de ani de stăpânirea Imperiului Otoman de către Imperiul Otoman al Bulgariei. De fapt, în unele cărți puteți să găsiți 500 de ani de sclavie și pe urma s-a primit că s-a considerat că nu spunem că suntem, că am fost în sclavia turcilor, ci am fost și exprimarea turcilor e mai desă, e mai mai folosită, e folosită de fapt de către oameni. Imperiul Otoman a folosit noi, fiindcă suntem de servici, dar când vorbim între noi, spunem de turci. Da. Care și-a lăsat amprenta până și în zilele noastre. Da. Aveți și cuvinte de la ei, aveți și tradiții, nu? Da, avem, la fel cum aveți și voi din, da. din limba bulgară. Da. Da. În limba română se folosesc foarte multe cuvinte din limba bulgară. Două exemple, poate că vi le-am dat deja, unul este localitatea Bran, aveți foarte multe toponime bulgărești și asta e explicabil din cauza că în anumită perioadă teritoriul Bulgariei ajungea chiar și peste zona a munților, trecea peste Carpașii, ajungea la Alba Iulia. Da. Belgrad, care așa numitul Belgrad, iar toponimele, ca să nu rămână așa cu cum se spune, cuvinte goale, Bran, spre exemplu, care toată lumea știe Bran, ce înseamnă Bran, Brani, vine de la apărare, apăr, sau predeal, ce înseamnă sinur, graniță, predeal, da. Înseamnă graniță. Și, de fapt, localitatea Predeal este graniță între cei doi Carpați de sud și de est, mi se pare, dacă nu mă înșel, de fapt, în graniță între cele două munți. Așa, continuăm perioada otomană. Mi-a scăpat numai să vă spun că în perioada
încă primului țărat bulgar, de fapt, unul din cei mai, nu unul din cei mai importanți, că toți sunt importanți, exprimarea nu e prea bună, dar unul din cei mai importanți în privința religiei a fost Boris primul Mihail, din cauza că în perioada conducerii lui, el a creștinizat poporul bulgar. Da. Ceea ce a deschis foarte multe porți către diplomatice, să spunem așa, în această privință pentru Bulgaria, în lumea, în cealaltă lume, hai să-i numesc așa. Deci când ne cuceresc turcii, țara este de creștini. Creștini. 500 de ani. În aceste 500 de ani, poporul a păstrat credința și a păstrat limba, ceea ce este foarte interesant. Până în prezent, noi avem turci care stau la noi. Deci, noi le spunem turcii noștri. Da. Nu sunt de dincolo. Fac o paranteză. În perioada socialistă am avut o perioadă, o etapă foarte urâtă și negândită, incorrectă către turcii noștri făcut. Cu forță au fost siliți să schimbe numele turc cu numele creștin. Asta e în anii 80. Și ăștia care nu au vrut să schimbe numele au fost dați afară. Și s-au dus în Turcia. Unii din ei au rămas, pe urmă la îmbătrâneți s-au întors. Alții au fost între cele două țări. N-a fost un lucru foarte, foarte urât. Un lucru care seamănă foarte mult cu situația în România, cu Ceaușescu și cu ungurii. Și cu germanii, mă iertați. Cu germanii din zona Brașovului, știți, cu Saș. Da. Uh-huh. Cam ceva asemănător, hai să spun așa. Deci, dar în aceste 500 de ani au fost, în această perioadă au fost mai multe încercări de revoltă a poporului. Această revoltă termina nu în favoarea poporului, indiferent dacă ai participat sau nu ai participat, erai sub cuțit, să zicem așa. În legătură cu asta, pot să vă spun că este un oraș în Bulgaria, orașul se numește Batac și este cunoscut cu macelatul din Batac și din cauza acestui măcel care s-a întâmplat acolo și din și datorită nu am trecut, nu. Este în altă, e în Rodopi. Nu. Și datorită unui jurnalist englez și diplomați englezi, francezi, soția unui din diplomați care au scris în presă occidentală, s-a văzut că poporul bulgar este distrus, băgați într-o biserică, 1000 de persoane, arși, mame cu copilul, croaznic. Puterile mari s-au gândit cum, sub ce formă să ajute această eliberare din sclavia turcă. Și acum contemporanii, istoricii contemporani, să mă exprim așa, scriu un pic mai diferit lucrurile decât asta ce s-a învățat în timpul lui Todor Živko sau în perioada socialistă, să zicem așa, în perioada comunistă, un pic mai diferit. Deci toți anii ne-au învățat, noi, eu sunt în anii 60 și născută, și cum se zice, mulți înainte să am, da, mulți înainte să am. Deci am prins învățământ rusesc, sovietic, bulgăresc, românesc, deci din toate. Și e foarte interesant când fac comparație fiecare școală la ce în acele timpuri ne-au învățat și ne-au prezentat istoria. În Bulgaria se știa că, de fapt, statul rus, eliberatorul, a venit și ne-a eliberat fără, uite așa, fiindcă suntem frații slavi, ne-a ajutat. Acum, contemporanii
autori contemporani, istorici contemporani, mai deschiși, nu legați așa de statul, de sistemul comunist, da, care a fost, se consideră totuși că suntem deja din anul 90 în democrație, la fel ca și, da, în România, s-a mai schimbat istoria și ies la iveală alte... Dezvăluiți, să zic așa. Da? Se dezvăluiesc niște lucruri mai picante. Ca de exemplu? Ca de exemplu că Bulgaria și-a achitat la Rușe eliberarea. Ok. Și că, de fapt, nu a fost așa numai pentru... că să ne ajute pentru asta, că suntem creștini și că suntem slavi, ci au fost foarte multe interese economice. Ceea ce, de fapt, se dovedește fiecare care gândește, e clar că, da, e clar că n-ai de ce să sari tu, să faci lucruri să fără interes. Da, fără interes. Așa, a venit eliberarea după ce în 1878, în 1878 este proclamația Bulgariei ca stat liber. Atunci este și primul rege din cea a treia, al treilea stat. Al doilea și al treilea. Din primul stat, Ferdinand, Ferdinand, care în urmă renunță la, în favoarea fiului său la tron, Boris al treilea, până în 1940. În 1940 sare poporul, să zicem așa, sprijinit tot din nou din partea rusă, așa, tot interese aveau să se mai schimbe. Economice chestii, da? Da, țarul care atunci era al treilea țărat bulgar, Simeon al doilea, care, apropo, este încă în viață. Da, și este verișor al familiei regale voastre. Este Coburg Gotha, al verișor pe linia din Regina Maria. Maria Coburg Gotha, știți, da? Pe linia aceasta. Știți, de fapt, că toți regii în Europa sunt veri și verișoare. Noi nu. Noi nu. Și atunci am... regent era foarte mic când Boris al III-lea moare, se consideră că e omorât, dar și asta încă nu s-a, cum am spus, dezvăluit, da, încă nu s-a dezvăluit. Extradat din țară împreună cu mama regina și cu sora lui, Maria Evdokia. Vine frontul, Otecestven front este de numirea partidului nou care vine, de ceea ce înseamnă Otecestven, înseamnă patria, frontul patriei. Și se stabilească deja un alt fel de regim. Ok. Ce fel de regim? Socialist, ce poate să deci, fie. Din 1940. Deci începe confiscația, confiscarea, bogații internați, dacă prea mult vorbește, ucis, se dezvoltă toată perioada, ajunge în perioada comunistă, da? Da. Serios, suntem Narodna Republică Bulgaria, ce înseamnă Republica Populară, da, nu stat, nu nimic, popor e foarte important. În anii 60, deci cum este la voi Ceaușescu al doilea după Gheorghe Gheorghe Iurdeș, da, pe timpul lui Gheorghe Gheorghe Iurdeș a fost Vâlcu Cervencu. Ok. La voi? Da, la noi. La noi și eu mă amuzg, oamenii străini nu au cum să rețină numele Vâlcu Cervencu, imediat îl traduc. Vâlcu provine de la vâlc. Vâlc înseamnă lup. Ok. Cervencu înseamnă, vine de la culoarea roșie și cum ar fi? Lup roșu. Știți? Așa se reține numele. Dacă n-ai cum, ăla e lupul roșu, după lupul roșu, după Vâlcu Cervencu, vine
Todor Живков, care de fapt a murit de bătrânețe după ce a venit democrația. Noi nu am ucis cum voia să ucis Ceaușescu. Am lăsat să mare în bătrânețe, ce consider că într-un fel este foarte bine. Cred că și tot poporul român consideră că la fel de bine ați fi putut să lăsăm. De ce? Da. Unul din lucrurile este că totuși că să ajungi la un stare în care vrei să ai democrație și în același timp să ucizi fața lumii, nu cred că e democratic. Așa consider nu numai eu. Exact. Și celălalt lucru care este, când ucizi pe cineva, el îl pedepsești? Nu. E păcat. Mai bine lași să vadă că tot ce a făcut sau ce nu a făcut... Să-și vadă păcatele, să zicem așa. Da. Da. Dar înainte că să ajunge... Da, înainte că... De fapt, Todor Живков era în viață când tot Troia în 89, știți, era valul albastru, să nu fie roșu. Era chiar și o vorbă, dacă nu sari, ești roșu, da, pe meeting-ul, dacă tu nu sari, înseamnă că ești roșu. Albastru e simbolul libertății, albastru este simbolul democrației. Da. Și așa, s-au schimbat lucrurile. Da. Unele din partidele au fost interzise, au fost schimbate numele. Practic aceiași oameni, dar dacă nu eram de fir, spuneam. Dacă nu eram în înregistrare, spuneam altă expresie populară. Cred că și la voi există același lucru. E posibil. Da, da, cred că există. Dacă cineva vrea să afle, să mă sune la telefon, îi spun. Pe Facebook găsiți. Apropo, pe Facebook, da, pe Facebook mă găsiți în descriere. Am să vă spun cu mare plăcere ce spunem noi în Bulgaria despre formarea noilor partide. Și nu așa noi. Deci, toată lumea. Da, și nu așa noi partide. Ah, okay. Și așa, am ajuns la perioada de astăzi. Perioada care... Din păcate, ultimii ani nu prea ne lămurim, nu prea ne înțelegem cu stat, am în vedere poporul bulgar. Suntem adică problemele actuale. Problemele actuale de... am stat fără guvern atâta timp, noi ultimii 3 ani, cine orice face, suntem la alegeri. Da. Ceea ce nu este bine, dar să sperăm că asta este un pas mare și în viitor conducătorii, guvernul nostru, să-și dea seama că poporul are cap. Nu suntem fără cap. Și cu asta, povestea mea despre Bulgaria, prezentarea istoriei Bulgarie, în scurt, pe scurt, așa, pe scurt. Pe scurt. Pe scurt. Sper că a fost destul de interesantă și când am spus cap, terminăm pe capul... Chiar la cap, aici. Da, chiar la cap, capul Atanas. Sfântul Atanas. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim. Toate bune. La revedere!